Pot fi citite scrierile lui Platon ca pe un roman? Eu aș zice că nu. Nu e vorba aici de un roman, dar e vorba de multă literatură, cum se știe. Alegorii, mituri, fiindcă a scris formule poetice. Un roman filozofic care putea fi citit și ca filozofie. Da, eu am scris un roman, dar romanul meu, în primul rând, că privește o epocă din istoria platonismului târziu, închiderea școlii din Atena, și oricât l-aș fi folosit pe Platon și l-am folosit, ca și pe alți platonicieni, precum Plotin, totuși romanul e roman. Sunt întâmplări, sunt personaje, sunt surprize, deci e totuși puțin altceva. E al doilea roman în decurs. E al doilea, da. După cel despre Shabbatai Tzevi. Ce vă atrage la tipul ăsta de scriitură? Ei, îmi place cufundarea asta puțin în istorie și în evenimente istorice cu semnificație metafizică, filozofică. Și pe de altă parte, cred, am crezut și atunci când am scris pe acela și când cred și acum, că în societatea noastră e bine să te apropii de cititorul cât de cât interesat de filozofie și pe alte căi decât făcând filozofie pură, încercând să-l seduci și cu mijloacele literaturii, ca să spunem așa, sau al biografiei romanțate, sau, în final, alte mijloace. Altminteri, riscăm să rămânem complet izolați. Adică e mai ușor să faceți o sinteză a unor autori pe care i-a citit sau într-un roman decât într-un articol? Nu, dar pur și simplu nu că e mai ușor. Nu știu, e sau la fel de ușor sau la fel de greu. Este altceva. Genul romanesc e romanesc. Dar sper că pe lângă întâmplările respective și surprizele și așa, o să transmit și un pic de conținut mai legat de filozofie. O să afle cititorul unele lucruri despre platonism, despre lupta lui cu creștinismul din acea perioadă, despre epoca lui Justinian, despre cum erau văzute lucrurile. Bineînțeles, nu e singurul scop. Nu vreau să spun asta. Romanul se numește Lanțul de Aur și dezvăluiți semnificația acestei sintagme încă din motto-ul cărții, citit și în coperta 4. E un pasaj. Da, e un pasaj în coperta 4 din carte. Da. Dar lanțul ce presupune? O relație. Da, era o formulă. Da, era o formulă prin care se desemna continuitatea platoniciană, pornindu-se de la Platon, ba chiar din mai din spate, de la Pitagora și zei până la urmă, până la ultimii discipoli ai platonismului. Deci o continuitate, într-adevăr. Dar filozofia există. Dar nu mă ascund totuși să spun că în cartea asta mai are o semnificație mult mai specială și mai legată, într-adevăr, de relația dintre unul din maestri și unul dintre discipoli, un lanț de aur el, dar un fel de aur blestemat, ca să spun așa. Nu vine să spun mai mult, ca să-i las cititorului o mică surpriză. Dar filozofia există nu numai într-un lanț, există și în comunități. Da. Și e vorba de o școală filozofică. Da, e vorba de școala din Atena, care înflorise încă din secolul V, sub Proclos mai ales, și care acum, în primii ani ai domniei lui Justinian, este desființată. Știm asta, asta este un fapt istoric. Filozofii aceștia erau ultimii păgâni, practic, sau ultimii păgâni luminați, cultivați. Păi existau probabil niște țărani, niște oameni simpli, dar ăștia sunt ultimii păgâni luminați. Ei decid să se refugieze în Persia, despre care cred că e o țară. Asta e realitatea istorică. Da. Despre care cred că e țara tuturor făgăduințelor
și după un an se întorc înapoi dezamăgiți. Asta e, da, realitatea istorică. Ce am făcut eu din asta e un pic diferit, dar, mă rog. Este un roman plin de ironii și Leo Strauss vedea ironia ca, mai ales ironia filozofilor, ca pe un fapt de a trăi împreună. Ironia și modul filozofului de a fi superior, de a... Da, de a disimula ceva fără să spună direct. Și e și o metodă, cum să spun eu, de a păstra integritatea, da. Adică de a nu te lăsa furat de o situație, de a o controla cu mintea. De pildă, una din, să zic așa, din tipurile acestea de ironie sunt inadecvările. De pildă, oameni care veneau la Atena ca să facă turism în secolul V. Să știți că ceva e adevărat, se făcea turism. Era un oraș care devenise în vremea asta, într-o măsură substanțială, un oraș al antichităților și al unui fel de turism, bine, nu chiar în vremea noastră. Mi-am permis, desigur, să merg mult mai departe, să fac trimiteri contemporane, pentru că toată cartea e plină de astfel de trimiteri. În fond, trăim la început, aici, în carte, în roman, trăim la începutul unei epoci totalitare, la instalarea unui regim, regimul lui Justinian, un regim care vrea să reformeze totul, dar într-o linie extrem de riguroasă, atât în materie de stat, cât și în materie de religie. Nu se mai admite heterodoxia. Trebuie toată lumea să se conformeze voinței unice a împăratului. Și folosiți la un moment dat chiar termenul corect creștin. Corect creștin, da. Analogie. Da, corect politic. Da. Da. Ce înseamnă, adică de ce folosiți tipul acesta de prelatare ironică? De ce faceți trimiterile acestea la lumea contemporană, analogiile cu lumea de astăzi? Pentru că sunt preocupat de relația dintre putere și libertate, pe de-o parte, la poziția gânditorului, filozofului, mă rog, gânditor, omului de cultură, într-un regim de acest tip, sau când se instaurează un regim de acest fel, ce poate el face? Și sunt de asemenea preocupat, și asta se vede mai ales spre sfârșit, de semnificația pe care o au sau o capătă marile, sau mai puțin mari, dar în orice caz, importanța pe care o capătă cuvintele filozofului, gânditorului, și care sunt interpretate, mai mult sau mai puțin, și devin fapte, devin lucruri, devin acțiuni. În fond, ideologiile așa se nasc. Se nasc prin faptul că niște conducători politici, cum spune Platon, devin filozofi sau vor să devină, sau își apropie filozofia. Ori asta se întâmplă aici, în final. Aflăm noi, de fapt, că asta se întâmplă în final. Un anume conducător politic își apropie filozofia platoniciană și asta e un dezastru. Da, aveți chiar un pasaj despre chiar un citat din Platon despre curățare. Despre curățarea cetății, un pasaj esențial, da, din Republica, în care Platon zice, sau mă rog, Socrate spune acolo că nu se va putea obține succes în reconstituirea unei cetăți bune decât dacă întâi pânza cetății va fi curățată de tot ce e rău. Și am dat o interpretare, sigur, nu e unica, cu putință, dar unul din personajele mele îi dă o interpretare ad literam. Să o cureți înseamnă să o cureți de tot ce e rău, inclusiv de oameni, de tot ce nu-ți place, și să o prezinți apoi frumoasă și curată și să construiești pe ea totul. Este mitul radical. Da, mitul radical al tabulei rasa pe care construiește apoi totul. Repet, nu este, ca să nu
scandalizez pe prea mulți, nu este unica interpretare. De aminte, personajul principal contestă că ar fi aceasta o interpretare corectă, dar e o interpretare. Dar de-a lungul timpului nu numai Platon și Nietzsche a fost interpretat exact. Așa. Și Nietzsche a fost interpretat așa. El nu prea a înțeles. Și Marx s-a interpretat pe sine și a fost și el reinterpretat și mulți alții. Oare nu e mai prudent pentru un filozof să scrie în cheia asta cumva ironică, parodică, așa nu riscă să fie interpretat greșit? Nu știu. Mulți au dorit însă să depășească ironia și, mă rog, elementul ăsta. În fond, Platon pleacă de la ironiile lui Socrate și de la scepticismul lui Socrate și ajunge la o teorie foarte, cum s-a zis pe vremuri, dogmatică, adică la o construcție mare, la o construcție. Există riscul. De fapt, Platon a văzut singur riscurile astea când a scris pasajele acelea despre scris din Phaedrus. Fără să divulgăm prea multe, cam care ar fi acțiunea principală? E o carte cu foarte multe surprize și întoarceri. Și... Problema e aici, o problemă în primul rând a autorului, a nu a mea, vreau să spun, a celui care povestește. Fiindcă, mă rog, cartea apare întâi la persoana povestită. Apare ca o povestire pe care o face cineva, un contemporan, cu evenimentele, dar după încheierea evenimentelor, o face către cineva, către un personaj care la început nu e decât un nume. Și încet, încet, sigur, îți dai seama că e mai complicată relația respectivă. Genul ăsta de schimbări, așa, de identitate, de întoarcerii radicale a cursului acțiunii. Acestea sunt cumva proprii literaturii renașentiste, literatură Shakespeare. Nu știu, nu m-am gândit eu la Shakespeare și la literatura renașentistă, m-am gândit totuși la două lucruri. În primul rând, sigur, că să produc un pic de surpriză, să fac o lectură agreabilă, orice romancier trebuie să scrie, toate să se gândească la asta. Și, în al doilea rând, aveam nevoie de astfel de schimbări, sau mi le cerea, ca să spun altfel, mi le cerea chiar personajul principal, care trebuia să treacă prin niște metamorfoze ca să se caute pe sine, în fond, să se găsească pe sine. Mi-aș citit ultima frază din roman și... N-am știut că această ultima frază e din Plotin. Da, un pasaj din ea. Sunt foarte multe pasaje de genul ăsta. Da. Da, luate din Platon, din unele dialoguri, din și Plotin. Și nu sunt semnalizate. Nu. Rămâne în sarcina cititorului. Da, am pus la sfârșit o indicație generală. Inițial am vrut să le semnalez, după asta m-am mai gândit să-l las pe cititor să le caute. Nu e nicio nenorocire dacă nu le găsește sau dacă nu îi trece prin minte să le găsească. Dar, mă rog, până la urmă, ideea e, sigur, dacă le găsești, e mai... pentru că, de exemplu, sfârșitul este un sfârșit, aș zice, sumbru, chiar tragic, în timp ce pasajul respectiv este un pasaj nobil, frumos, plin de măreție, dar e folosit aici într-un context foarte diferit. E și o dezbatere foarte aprinsă în care preluați argumentele reale. Este o dezbatere între două viziuni, două personaje care reprezintă cele două viziuni ale facerii lumii, să spunem așa. Poziția creștină, lumea s-a făcut din ex nihilo, și poziția elenică, neoplatoniciană, n-aș zice platoniciană chiar, dar neoplatoniciană, aristotelică, lumea a existat dintotdeauna, e emanată continuu de divinitate. Și cele două, mă rog, se organizează o dezbatere publică la Atena, cele două se confruntă,
ca într-un meci de fotbal, da, se pun cu argumente reale, despre pariuri asta nu știu dacă existau. Aici sugerez de fapt cât de puțin era luată în seamă de oamenii de rând. Ce interesa pe ei era cine câștigă. Și ce va fi, pentru că era între un... Dar oamenii de rând participă. Participă pentru asta, pentru că vor să... Da, vor să... Au comentarii, vor să-și afirme, vor să vadă cine câștigă, e un spirit agonal, dar nu există, de fapt, decât prea puțin intuiția profundă. Mai e însă totuși ceva, nu știu dacă am reușit, repet, este începutul totalitarismului, adică este perioada când încă nu s-a instalat desăvârșit această viziune ortodoxă absolută. Să mai poate încă discuta un pic. Confruntarea asta să termină, cum să zicem, în coadă de pește, adică nu se dă nicio sentință pentru că arbitru e arestat și după asta totul e băgat într-un fel de proces stalinist în care toată lumea e vinovată, apare un complot inventat ca să distrugă și pe unii și pe ceilalți, instigat desigur de Justinian, care voia să schimbe toată conducerea, de tip stalinist. Culmea e că Justinian a făcut lucruri de genul ăsta. Bun, nu chiar în cazul respectiv, care e o invenție a mea. O inadecvare la care n-am avut timp să reflectez și de aceea aleg calea să faci lăsare pe dumneavoastră. De ce Simplicios nu identifică din prima străinul cu personajul din Sofistul, Eleatul din Sofistul? Îi citește din poemele lui Paranide, dar nu... Nu are nicio legătură cu străinul din... Păi, dar e imposibil să nu se facă... Ei, nu știu, eu nu m-am gândit la asta. Dar, mă rog, să poate face o legătură, dacă vreți. Dar e bine de... Acolo, nu, e vorba de un străin care el însuși spune că vine, e un hiperboreu, vine dintr-o lume îndepărtată și aflată dincolo de limitele lumii cunoscute, extremul nord, unde se credea că e o lume prea fericită. El se dă drept asta și, mă rog, să introducem în felul ăsta mitul, puțin legenda, simțim că e ceva dubios aici, dar, în fine, nu știm încă prea bine despre ce e vorba. Cât despre poemul lui Parmenide, nu-l spune ăsta, îl spune Simplicios, nu străinul. Da, exact. Nu, o formă e, de v-ați seducție. Gândit la chestia asta, da. Bun, eu nu. Uite, culmea, nu m-am gândit la aspectul ăsta, dar o să mă gândesc în viitor, da. Aici e vorba de mitul străinului, care străinului necunoscut, cu o bâșie incertă, care vine despre care poți să crezi orice, că e un zeu, un daimon, un prinț în exil și până la urmă se lămurește, este sigur, cine era. Da, dar de ce... Ce semnificație are hiperborea în roman? Hiperborea, care roman, e prezentat ca un, sunt prezentați ca un fel de urmaș ai atlanților, este țara perfecțiunii, utopia pură, unde legile sunt bune, unde oamenii sunt drepți și pe care personajul respectiv și personajele vor voi să o regăsească în realitate. Deci este un punct extrem de important. Visează la hiperborea și în final unul din personaje, străinul de fapt, își propune chiar asta, să recreeze hiperborea în realitate. Și aici ăsta e dezastru. Ăsta e dezastru pentru că hiperborea nu poate exista în realitate. Prețul este imens, prețul este uriaș. Mi-ar plăcea să citesc un articol al dumneavoastră despre paresia. Adică paresia, da. Acel tip de discurs deschis fără artificii retorice, în care cel ce vorbește spune ceea ce crede a fi adevărat,
fără ocolișuri, da, cu un anumit tip de curaj, da, și da, în ziua de astăzi poate ar fi bună instituția unui astfel de discurs. E un discurs destul de... discursul cetățeanului, discursul care, celui care vorbește sincer. Da. Și în carte spuneți că doar filozofii aveau cumva dreptul să vorbească astfel. Da, li se mai permitea lor, li se permisese în antichitate să mai spună vorbe urâte la adresa potentaților, Alexandru cel Mare sau altora, mai să îngăduia chestia asta, dar nu se mai îngăduia în epoca despre care vorbim acum. Adică onestitatea, să-ți dai gândul pe față, să vorbești fără ocolișuri, nu se mai îngăduia în general. Trebuia să fii prudent, să fii atent, să fii ipocrit, chiar să te ascunzi